pe autostrada Iași-Târgu Mureș, deși autostrăzile știm că acum aparțin de altă. Este mai mult de cabine. Nu vreți să vă lămuresc eu? Da, ideea vă trebuie. Sunt câteva proiecte care nu pot fi finanțate nici din fonduri europene. De exemplu, București-Iași, Coridorul 9, și se finanțează în perioada 2014-2020 din fonduri structurale, nici din bugetul de stat, pentru că nu avem sumele necesare. Există un studiu de prefezabilitate, dacă nu greșesc, legat de o autostradă care ar fi extrem, extrem de necesară și de utilă, și anume Iași-Târgu Mureș, care ar uni Moldova de Transilvania, pentru care și domnul Fenechiu, și dumneavoastră, și oricine reușește să găsească o soluție de finanțare, eu nu doar că îi mulțumesc, ci îl susțin în totalitate și cred că toți cetățenii din Moldova îi vor ridica o statuie dacă reușește. În acest moment nu avem soluția de finanțare. Deci, domnul Fenechiu, dinainte de a fi ministru, și cred că și doamna domniță, și domnul Nichita, toți cei de aici, de la Iași și din Moldova, susțin acest proiect și îl susțin și eu. Dacă domnul Fenechiu sau oricine altcineva găsește o soluție de finanțare într-un parteneriat public-privat, concesiune, repet, merită toate felicitările din lume. Mai sunt și alte proiecte. Da. Autostrada Sudului, iarăși, nu avem finanțare pentru ea. De Pitești-Craiova, domnul Zgonea și cu mine ne ocupăm personal să găsim un investitor. Pentru că, până la urmă, e vorba de zone pe care